școala vine cu scumpiri anul acesta. De la caiete, ghiozdane sau penare, toate costă acum mai mult, în medie cu 40-50%. Sunt și produse ale căror prețuri s-au dublat față de anul trecut, cum ar fi caietele de biologie, geografie și muzică. În mai puțin de 2 săptămâni începe școala, așa că în magazine a început goana după rechizite. Conform Digi24.ro, un ghiozdan care costa anul trecut 100 de lei se vinde acum cu 150 de lei. Penarele echipate s-au scumpit cu 30 de lei, în timp ce acuarelele se vând cu 18 lei față de 10 lei cât costau toamna trecută. Potrivit știrile Canal D, rechizitele sunt tot mai scumpe, însă unii părinți sunt dispuși să dea oricât pentru a le face pe plac celor mici. 700 de lei cât? 701 și 80 de bani și încă nu am luat tot, este mărturia unui părinte. Pentru cei cu 2 copii, pregătirile pentru începerea noului an școlar sunt de 2 ori mai grele. Aceștia au de cele mai multe ori nevoie de lucruri diferite și pretențiile nu sunt deloc ieftine. Acum, un caiet de 80 de file cu copertă ajunge și la 50 de lei, un penar la 70 de lei, iar prețul unui stilou sare de 80 de lei. Asta dacă modelul este cât mai simplu, fără chipurile unor personaje din desene animate. În cazul în care cei mici au preferințe, sumele se dublează și se pot chiar tripla. De exemplu, un stilou cu peniță de argint costă aproape cât un salariu minim pe economie. Deși rechizitele s-au scumpit anul acesta, unii părinți nu au sesizat majorarea. Nu pot să-mi dau seama. În general, când facem comandă, tot așa mai mult, nu țin evidența prețurilor, a spus o mămică. Totuși, trebuie să știe că nu pot merge la cumpărături pentru rechizite fără să aibă câteva sute de lei în buzunar, mai ales dacă urmăresc o anumită marcă. Acestea sunt cerute, sunt căutate, rezervele sunt normale, chiar dacă sunt alte culori. Important este să se potrivească. Părintele caută neapărat firma pentru că așa i s-a spus la școală, chiar dacă îi dai altă variantă cu un model mai diferit. Practic, același pix care scrie la fel. Ca în fiecare an, alegerea ghiozdanului dă cele mai mari bătăi de cap. Însă, unii părinți nici nu se uită la bani când vine vorba de plăcerile celor mici. Nu ne-am gândit exact, dar cred că undeva la 500-600 de lei. Cine va alege ghiozdanul? Eu, spunea cel mic. Adina Iliescu, reporter Canal D. Anul acesta, la mare căutare, sunt ghiozdanele de tip smart, de exemplu, acesta care are roți și mâneri și ajută pe elevi să transporte mai ușor caietele și manualele școlare. De asemenea, cele mai vândute sunt și ghiozdanele impermeabile, care au diferite accesorii, iar prețul pornește de la 500 de lei. Astfel, pentru toate cele necesare unui elev, părinții pot scoate din buzunar în jur de 1500 de lei, relatează știrile canalde.ro.